Equivalent. Equivalent. Unu pe doi mai mic egal. Egal de unu supra. Inegalitatea este cu strict, da? Dacă inegalitatea este cu strict, înseamnă că nu de la 1 trebuie să începem. Pentru că iată, pentru n egal cu 1, se întâmplă să avem 1 pe 2, nu-i strict mai mic decât 1 pe 2, e fals aici. Da. Deci de unde trebuie să mergem pentru n? Pune aici n mai mare decât 2. N mai mare decât 2. Și atunci, mai mare egal, să vedem de la 2 încolo. Așa încât nu mergem cu unul egal cu unul, pentru că inegalitatea nu este respectată cu strictețe. Da. Ar fi egal, e egal aici, nu? Da. Și atunci începem... Deci asta nu e corectă pentru n egal cu 1. Pentru n egal cu 2, să vedem. N este egal cu 2. Pentru 2, devine 1 ori spre 2, ori 3 supra 4. Da. Mai mic egal. Nu mai mic egal. Mai mic este. Mai mic decât 1. Supra. Adică de 3 ori 2. Echivalent. Echivalent cu 3 supra 8. 3 pe 8, mai mic. Mai mic decât 1 supra 6, 7. Radical din 7. Așa. Raționalizăm un 7. Da. Aici. Echivalent cu 3 supra 8 mai mic decât radical din 7 supra 7. Așa. Aducem la același numitoare. Da, echivalent. Echivalent. 3 ori 7, acolo cu 7. 7 aici cu 8. Deci 21 mai mic. Nu mai mic. Da, mai mic decât 57, radical de 7. Nu, 8 radical de 7. 8 radical de 7. Echivalent. Echivalent cu... Spune 21, mai mic decât... Ce să facem? Am putea să introducem să răzut. Da, da. Dar de ce să mai pierdem timpul? Adică m-am membru la pătrat, că dacă ai nemilică de șa pătrat, de nemilică pe pătrat. Sunt numele pozitive, da? Da. Deci din A mai mic decât B scrie, dacă A și B sunt pozitive, din A mai mic decât B rese, aparțin lui ier plus. Stea plus. A, stăluță plus. Plusul se pune jos. Deci dacă aparțin lui ier stea plus, atunci din A mai mic decât B, A mai mic decât B, reiese că rezultă că A pătrat, pătrat plus mai mic decât B pătrat. Deci putem ridica ambii membri la o putere, într-o inegalitate în care ambii membri sunt pozitivi. Putem ridica la a doua, ambimembru la a treia și inegalitatea se păstrează. Da. Noi aici o să ridicăm ambimembru la ce putem, la a doua. Și din 21 la a doua, mai mic. A doua, mai mic decât 8, 8. Radical de 7 la a doua. Așa, echivalent cu? 441, mai mic. Mai mic decât 68. 64. 64. Oare 7. Da, 7. Și vine... 441. Mai mic decât? 448. Este adevărat. Da, da. De ce este adevărat? Pe de 2 e adevărat. Iată că pe de 1 n-a fost adevărat, pentru că nu trebuia. Trebuia să constatăm că nu e mai mare decât 2. Câte vreme nu e egal cu unul, mi-a dat o egalitate, iar aici am inegalitate strictă, deci nu aveam cum să merg. Așa că pentru n egal cu 2 este adevărat, da? Pe de 2 este adevărat. Să vedem aici tot aici, să vedem pentru n egal cu 3. Ia să vedem pentru n egal cu 3 ce devine. Ia, am să șterg aici. N egal cu 3, V de 3. V de 3 devine. 1 pe 2 ori 3. 4 ori 5 supra 6. Da. Ori 7 supra 8. Atât, mai mic. De ce deci te-au făcut 5 supra 6? Păi înlocuim aici. Așa. Și înlocuim pe 6 minus, minus 1 vine 5. 5 pe 6. 6. Corect. Acolo trebuie să te oprești.
Bine. Nu mai mic decât 1 supra, radical din 3 ori 3 plus 1. Deodată trebuie să fie 3 ori 3 plus 1, cât face? 10, radical din 10. Așa. Trebuie să ales că asta e mai mic decât radical din 10. P de 3. Stai o secundă, stai să vedem cum gândim. Ne folosim de pasul de în urmă. Așa, că toată asta, primele două, ai arătat că e mai mic decât cine? Primele două mai mic decât 1 pe radical din 7. Da. Deci spunem, știm că 1 ori 2 supra 2 ori 3 supra 4 este mai mic decât 1 pe radical din? Radical din 7. Așa, asta știm. E ca să apară membru ăsta, cu cât ar trebui să mulțești inegalitatea asta? Ca să apară 1 pe 2 ori 3 pe 4 ori 5 pe 6. Deci ce este ori 5 pe 6? Da. Și atunci mulțim, nu adunăm, ci mulțim, pentru că așa este aici. Deci punem o bară și mulțim la doi membri cu cât? Cu 5 supra 6. Echivalent atunci asta cu, aici scrie tu, echivalent cu 1 pe 2 ori 1 pe 2 ori 3 supra 4 ori 5 supra 6 este mai mic decât 1 pe radical din 7. 7 ori 5 pe? Ori 5 supra 6. Așa, asta știi. Asta știm că e cea de înainte, nu? Da. Știm asta, înmulțit. Este corect, este echivalent. Deci asta o știm. Acum tu trebuie să arăți că 1 pe 2 ori 3 pe 4 ori 5 pe 6 mai mic decât cine? 1 supra radical din 10. Ei, dacă aici ar să fie mai mic decât 1 pe radical din 10, înseamnă că asta e mai mic decât, nu? Da. Deci te-a dorit de transitări. Și acum pune mai mic cu semn de întrebare, mai mic și de acolo cu semn de întrebare, decât 1 pe? Decât 1 pe radical din 10. Deci asta, adevărată, noi am știut pasă de urmă, l-am folosit, am văzut cât de mai trebuie pentru a prinde toți factorii, mai trebuiau 5 pe 6. Am înmulțit în ambii membri. Și dacă asta e venit decât 1 pe radical din 10, este mai mică decât 1. Înseamnă că toată partea asta e venit decât, nu? Da. Pentru că, uite, ăsta e venit decât așa ceva, ăsta e venit 1 pe radical din 10, dacă dovedim, atunci e clar că transitivitatea înseamnă așa ceva. Deci noi acum avem ținut de întrebare de lăbuni. Să vedem, spunem. Să vedem. Da? Să vedem. Adică ce să vedem? 1 pe radical din radical din 7 ori 5 pe 6, dacă este mai mic decât 1 pe? 1 supra radical din 10. Corect. Ce facem aici? Îi cheamă din membrii ca să nu pierdem timp la pătrat. Sau mulțești mai întâi, vine cât echivalent 5 supra 6 radical din 7 mai mic decât 1 pe? Radical din 10. Îi cheamă din membrii la pătrat și echivalent cu? 25 supra 36 ori 7 ori 7 mai mic decât 1 supra 10. Așa. Atunci, ca și până acum ai dus și la ceas viitor, deci vin 25 ori 10 acolo. 10 aici 36 ori 7. Și apare 250 echivalent. 250 supra. Nu mai spui supra. Da. Că închipuiți că ai dus tot un membru stâng și numitorul îi păstim tot timpul, da? Deci nu mai te interesează. 37 ori 7. Sau altfel spus, cum ai fi adus la aceeași numitor și ai aceeași numitor, deci numărătorii trebuie să fie mai mici. Da. Da? 36 ori 7. Și vezi dacă e adevărat echivalent. Mai mic decât? Mic decât 6 ori 7, 42, da. 7 ori 3, 21, 25, este adevărat. Da? B de 3. Exact, este adevărat acum. Acum. B de 3 reclama să facem chestia asta. Și cum am lămurit-o, înseamnă că B de 3, care era o problemă, este adevărat. Încă la fel. Cine a însemnat B de 3? B de 3 a însemnat produsul ăsta 3 fracții, mai mic decât 1 pe radical de 10. Dar noi știm că, din urmă, am dovedit că 1 pe 3, primele două fracții, de așa, am dovedit că mai mic decât, nu? Profesorul Codoro mai mic decât 1 pe radical din 7, ne-am folosit de pasul din urmă. Și am înmulțit cu 5 pe 6. Dar de ce am înmulțit cu 5 pe 6? De ce l-am înmulțit cu altceva? Pentru că... În B de 3 mai există și factorul acesta 5 pe 6. Și atunci am înmulțit în ambii membri cu 5 pe 6.
Și atunci, cei ce știam a devenit așa ceva. Dar noi ce trebuie să arătăm? Toată partea asta mi-e mică, toată asta mi-e mică decât cine? Un pe radical în 10. Și dacă va fi asta care a apărut, despre care știi mai mică decât un pe radical în 10, conform relativității, deci iată, rezultă că tocmai asta mi-e mică decât un pe radical în 10, adică tocmai pe de 3. Și noi avem semnul de întrebare de lămurit. Ăsta. Și l-am lămurit. Înseamnă pe de 3 este cum acum, clipa asta? Pe de 3 adevărat. Hai să facem și pe de 4 să înțelegem și mai bine fenomenul ăsta de mișcare de la un pas la altul. Pe de 4 cine este? Pe de 4 este egal cu 1 supra 2 ori 3 supra 4 ori 5 supra 6 ori 7 supra 8. Ori 7 supra 8. 7 supra 8. Mai mic decât? Mai mic decât 1 supra 2 supra 3, cred că 13. Radical din 13. Ce știm? Știm că 1 supra 2 ori 3 supra 4 ori 5 supra 6 este mai mic. Este mai mic decât 1 supra radical din 10. Am dorit asta, nu? Da. Știm. Știm asta. Știm că 1 pe 2 ori 1. Știm că 1 supra 2 ori 3 supra 4 ori 5 supra 6 este mai mic decât 1 supra radical din 10. Bun. Acum înmulțim cu 7 supra 8. Corect! Înmulțim cu 7 supra 8. Și echivalent cu? Și este echivalent cu 1 pe 2. 1 pe 2. 3 supra 4, 5 supra 6, 7 supra 8. Mai mic decât? Decât 1 supra radical. Așa, o pe radical din 10. Ori 7 pe 8. 7 pe 8. 7 pe 8. 3 este echivalent, este mai mic. Și să vedem dacă e mai mic, pune semn de întrebare, dacă e mai mic decât... 1 supra radical din 10. Corect, corect. Să vedem asta. Și a arătat pe de 4 înseamnă să vedem semnul de întrebare, domnule. Și de o parte. Acum 1 supra radical din 10. 1 supra radical din 10. Ori 7 pe 8. 7 supra 8. Mai mic decât 1 pe... Adică 1 supra radical de 3. Echivalentul. Echivalent cu... Înmulțim. Da. Vine 7 supra 8. 8 radical de 10. Corect. Mai mic decât 1 supra 15. Echivalent. Adică l-am plătat ambii membri. Vine 49 supra. Supra 8. Da, dar 8 radical de 10 și el a plătat. 64 supra 64 ori 10. 64 ori 10. Mai mic decât? Mic decât 1 supra 13. Echivalentul? 49 ori 13 ar veni, da? 49 ori 13. Mai mic decât? Ori 13. Mai mic decât 640. 640. Cât face 49 ori 13? 637. 637 este mai mic decât 640 și am dovedit. Și este adevărat asta, da? Chestiunea asta de a. Pe de 4 este adevărat. Încă o dată, în construcția lui pe de 4, ne-am dat seama că scrim toate fracțiile până la 7 pe 8, pentru că aici dacă lovim pe el cu 4, 2, 4, 8, minus 1, 7 și 2, 4, 8, mai mic decât 1 pe radical din 13. Dar știm pasul din urmă, am dovedit că primele 3 fracții mai mic decât 1 pe radical din 10, la pasul 3, așa, observăm că mai trebuie înmulțită aceasta pe care o știm pentru a obține membru stâng cu cine? Cu un factorul 7 pe 8, înmulțim, și asta o știm că e mai mică, pentru că este pe baza celei de mainte. Dacă o inegalitate o am și mulțesc cu un număr la ambii membri cu un număr pozitiv, ambii membri, inegalitatea se păstrează. Deci noi am avut inegalitatea de aici și am mulțit-o cu un număr pozitiv, inegalitatea se păstrează. Dacă mulțeam cu un număr negativ, prin mulțirea cu un număr negativ, ce se întâmplă în inegalitatea? Se schimbă. Se schimbă. Deci dacă mulțim cu un număr pozitiv, inegalitatea se păstrează și noi am mulțit cu 7 pe 8, deci se păstrează, dacă ar fost cu un număr negativ, s-ar fi schimbat. Și acum, cum noi trebuie să arătăm la P de 4 mai mic decât 1 pe radical din 13, deci trebuie să vedem dacă reușim aici, inegalitatea de aici. Și am reușit-o. Este adevărat. Mai vreau și pentru e egal cu 5, pentru a pricepe bine
Ia să vedem, pentru egal cu 5 ce devine? E de 5, devine 1 supra 2. Da. Ori 3 supra 4, ori 5 supra 6, ori 7 supra 8, ori 9 supra 10. Mai mic decât 1 supra 4. 21. Nu, 4. 5 ori 3, 15 și 1? 16. Deci, bine, 1 pe 4. Așa. Cum facem? Știm că... Știm, scriem, știm, știm, da. Asta știm, că vă urmă mai înainte, dar la pasul anterior. Înmulțim cu 9 supra 10 și rezultă de aici că... Hai, scrii repede, 1 pe 2 se păstrează în sensul egalității. 3 supra 4 ori 5 supra 6 ori 9 supra 10. Mai mic decât? Decât 1 supra... Radical din 13. Radical din 13, ori 9 supra 10. Asta știm, da. Și dacă asta va fi mai mic, trebuie să aflăm 1 supra 4. Mai mică decât 1 pe 4. Și asta, ultima chestie, că se pusem în întrebare, s-o lămurim. Și zicem? 1 supra radical din 13, 9 supra 10, mai mic decât 1 supra 4. Echivalent cu? Înmulțim aici. Da, mai pe repede. 9 supra 10 radical din 13. 13 mai mic decât 1 supra 4. Echivalent cu... Asta practicăm la pătrat? Sigur, chiar dacă și înainte. Vine 81 supra 100 ori 13. Mai mic decât 1 supra 16. Așa. Echivalent? 81 ori 16? 1296, atât pe legea a făcut, 1296. Mai mic decât? 1300. Și este adevărat. Deci spunem că P de cât? P de 5 este adevărat. În sfârșit am văzut verificarea, haideți să trecem la etapa a doua, demonstrație. Pune demonstrația. Ce facem la demonstrație? Presupunem! Presupunem că P de K, nu, trebuie, la demonstrație trebuie să aflăm că P de K... Asta vom face, da? P de K implică... P de K plus 1. Asta facem, bă, corect. Asta ne propunem. Să arătăm că pasul din urmă sprijine pasul următor. Presupunem că P de K este adevărat. Așa. Adevărat. Ce am însemnat că? 1 supra 2. Așa. Ori 3 supra 4 ori 5 supra 6 ori 2K minus 1 supra 2 2K minus 1 supra 2K mai mic decât 1 pe radical din 3K plus 1. Asta e P de K, nu? Pe care știi? Da. Și ne întrebăm acum dacă P de K plus 1 fie adevărat. Adevărat. Cu semnul de întrebare. Nu știi. Nu știu. Este adevărat. Dar cine este P de K plus 1? 1 supra 2. Da. 1 supra 2 ori 3 supra 4 ori 5 supra 6. Lăsăm spațiu pentru P de K. Da. Da, ori puncte, puncte. Ori P de K plus, aici ar veni, 2K, 2K plus 1. 2K plus 1 va fi. Da. Vine 2K plus 2 minus 1, vine 2K plus 1. Foarte bine. Spune 2K plus 1, totul supra? Supra 2K, 2K plus 1. Nu cred. Nu minus 1 plus 2. Mai fii atât aici. Că în loc de K, pui K plus 1. Și vine... 2K plus 2. 2K plus 2, sigur că da. 2K plus 2. Mai mic decât 1 supra? Supra. Radical din? 3K plus 2. Fii atent cât este acolo. Cu atenție. Plus 4. Plus 4.
Că vin 3K plus 3, când dezvoltăm paranteza, și plus 1 plus 4. Acum introducem PDK. Adică aici este factorul din față. Cine este aici? Chiar aproape. 2K. 2K minus 1, supra 2K. Pași. Și toată aceasta. Stai, nu te grăbi. Nu te grăbi. Cum am făcut la pasul 3 la pasul 4? Am plecat de la cei ce știam. Da. Adică de la ce știam? De la presupunerea făcută? Da. Deci noi știm asta din urmă, o știm. Deci știm pasul din urmă. Știm PDK. Adică scrie de rog pe PDK. PDK 1 supra 2. Așa. 1 pe 2. 3 supra 4. Așa. 5 supra 6. 2K. 2K minus 1 supra 2K. Știm bine, mii decât 1 pe... 1 supra, adică de 3K plus 1. Corect. Și uitându-te aici, la PDK plus 1, observ că a apărut factorul ăsta. Ce facem? Este înmulțit, nu? Factorul ăsta, cu factorul ăsta, ce facem la inegalitatea asta? Înmulțim în ambii membri. Și în partea stângă toată, și în dreapta, da? Deci cu care factor? Cu cât? Că exact factorul ăsta care a apărut. 2K plus 1 pe 2K plus 2. Deci spunem o bară și spunem la cei ce știam, mulțim ambii membrii cu 2K plus 1 supra 2K plus 2. Și atunci, asta este echivalent, după ce mulțește, echivalentă cu, scrie de sub. 1 supra 2. 1 pe 2. 3 supra 4. Da. 5 supra 6. Ori 2. Ori puncte, puncte, ori 2K. Ori 2K minus 1, care este 2K minus 1 supra 2K. Și ori ăsta când îl înmulțești, ori. 2K plus 1. Plus 1 supra 2K plus 2. Da. Mai mic decât? Decât 1 supra. Da. Adică din 3K. 3K plus 1. Ori. Ori? Factorul. Ori factorul de aici. 1 supra radical din 3K. Nu. Ori factorul care mulții, pe mulții și în stânga. O, 2K plus 1 supra 2K plus 2. Sigur că da. 2K plus 1 supra... 2K plus 2. Exact. Pe barată. Noi știam că PDK este bun. Cum ar fost pasul 4 care a fost în urmă pentru 5. Și știind asta că e bun, este adevărată, că a presupus că am ajuns și am verificat-o pe ea, am scris-o. Că am știut-o că e bine. Și uitându-ne la factorul în plus care apăr, la PDK plus 1, observăm că mă apare factorul ăsta. Deci trebuie să mulțim pe cea care o știm, și membru stâng și membru drept, cu factorul 2K plus 1 pentru că 2, supra 2K plus 2. Și când am mulțit-o și în stânga a apărut factorul, dar și în dreapta. Asta este, că știm, nu? E de la PDK. Și acum, dacă asta ar fi mai mică, și pun semn de întrebare, dacă asta ar fi mai mică decât cine? Radical din 3K plus 4. Dacă asta arătăm, da, da, problemă. Și haideți să ne propunem să arătăm în spațiul ăsta care îl avem aici, ce să arătăm? Să arătăm că, într-adevăr, 1 pe radical din 3K plus 1, scriem acolo, 1 pe radical din 3K plus 1. Așa. Ori 2K plus 1 supra 2K plus 2K plus 1 supra 2K plus 2. Da. Plus 2. Mai mic decât, schimbă cred că așa. Mai mic decât? Mai mic decât 1 pe radical de 3K plus 4. Echivalent cu hai să ridicăm membrii de la modul la pătrat, vine 2K plus 1 la pătrat, 2K plus 1 totul la pătrat, supra 3K plus 1, fără radical plus 4, 3K plus 1, pe lângă, 2K plus 2 la pătrat, da, dar pune aici 3K plus 1 în paranteză, ca să înțeleg că numai 1, da. Mai mic decât 1 pe, 3K, 3K plus 4. Și acum vine, ăsta înmulțit cu ăsta, mai mic decât este tot, înmulțiți. Deci 2K plus 1 la pătrat, parcă e amplificat, da? E 2K plus 1, totul la pătrat, ori 3K
plus 4, mai mic decât? Mai mic decât 3K plus 1. 3K plus 1. 3K plus 1. Pe lângă 2K plus 2 la pătrat. Ei, acum ce facem? Hai să ridicăm la pătrat, nu? Și să mulțumim pe cele două paranteze. O să încercăm acolo, să vedem ce reușim. 4K pătrat. 4K pătrat. Ori 4K. Plus 4K. Plus 4K. Plus 1. Totul de mulțit cu... În paranteză toată asta, mulțit 3K. 3K plus 4, mai mică decât? De 3K plus 1. Pe lângă? Pe lângă 4K pătrat. Corect. 4K pătrat plus 6K. Nu 6, de două ori prima 8K. Da, de două ori prima 8K. Plus 4. Plus 4. Ei, e bine, da? 8K, 4K pătrat plus 8K plus 4. Și acum, să mulțim membrul ăsta și să scrii pe o singură linie tot, încerc să-l scrii pe el, și mai mic în linia a doua. Da. Deci vine aici. Vine 12K la 3-a. Da. 12K la a 3-a, plus 16K pătrat. Corect. Plus 12K la pătrat. Da. Plus 16K. Da. Plus... 3K. 3K plus 4, mai mic decât de desubt 12K pătrat, 12K la 3, da, plus aici vine 3 ori 8, 24, 24K pătrat, corect, plus 12K, da, plus 4K pătrat, da, plus 8K plus 4. Echivalent cu? Este cu 12K la 3, să scriem 12K la 3. 12K la 3 plus, acum e tot stenul cu K pătrat. Da. Vine 28. Plus 28 K pătrat. Plus 19K. Plus 19K. Da? Plus 4. Mai mic decât? Mai mic decât 12K la 3. Da? Plus 24 și cu 4. 28K pătrat. 28K pătrat. Plus 8 vine 20K. 20K. Da. Plus 4. Plus 4. Ia o chestie. Este mai mică. De ce? Are 19K. Acolo e diferența. Da, 12K la 3, se școală, 28, 28, 4, 4, 19K, mai mic decât 20K. Chiar spune, pentru că 19K, mai mic decât 20K. 20K. Corect. Asta am arătat, asta înseamnă, de aici rezultă că P de K plus 1. Rezultă că scriu sus. PDK plus 1. PDK este implică PDK. Nu, nu, PDK plus 1 e adevărat, că asta era întrebarea noastră, dacă este sau nu adevărat. PDK plus 1 este adevărat. Dar, de fapt, ne-am arătat, cum am arătat pe PDK plus 1? Folositele PDK. Adică am dovedit că... Am dovedit că PDK implică PDK plus 1. PDK implică PDK plus 1. Asta înseamnă că... PDN. Da? Deci vom avea acum PDN. Rezultă aici PDN adevărat, oricare fie. PDN adevărat, oricare ar fi N, aparține lui N este. Nu este, chiar N mai mare decât 2. Oricare ar fi N mai mare egal decât 2. De la 2 începe, nu de la 1. Da, de la 2. Așa am văzut că 1 n-a fost bine. Am transformat propoziția asta, predicatul acesta într-o propoziție universală cu el de la cine se înceapă? De la 2. Eu vreau să mai insist un pic. Observați că la verificare facem un lucru foarte atent. La verificare căutăm să demonstrăm pasul 4 pe baza pasului 3.
Pentru că așa vom face și la pasul ca trecând de la ca la capus 1. Pentru că facem pasul 5, căutăm să demonstrăm pasul 5 pe baza cui? 4 culori, da? Pe baza lui N egal 4. Pentru că, repet, în prima parte de verificare, noi nu vrem decât să descoperim tehnica de a trece de la K la K plus 1. Ca să ne vină ușor la demonstrații. În sfârșit, când intrăm la demonstrații, ținem cont de modul în care am trecut de la 2 la 3, de la 3 la 4, de la 4 la 5. Deci, tot timpul ne-am vizuit, ne-am bazat pe cine? Pe pasul anterior. Și acum, la demonstrații, sigur că v-am demonstrat ce PDK implică, PDK plus 1, asta vom arăta. Și scriem că pe PDK o cunoaștem, că l-am verificat până la ordinul K. Deci facem precizarea că PDK este cunoscut, este știut, este adevărat PDK. Deci în clipa în care locuim pe N cu K, am deja o propoziție adevărată, pe care o și scriu. Cine este PDK? Chestia asta. Și ce vreau să arăt? Vreau să arăt PDK plus 1. Acest PDK plus 1 vreau să-l văd cine este. Și iată, am gândit așa ceva. Trag cu ochiul sus și jos, văd că deosebirea este că mai apare un factor. Așadar, cum pe asta o știu. Pe asta o știu. Și văd că mai este impus factorul 2K plus 1 spre 2K plus 2, așa cum am procedat la 3 la 4, că mulțeam ambii membrii cu cine, cu cât era necesar, așa și aici mulțesc, vom înmulți ambii membrii, pe cea care o știu de mai sus, cu 2K plus 1 pe 2K plus 2. Și în clipa în care am mulțit-o, membru stâng este exact al lui PDK plus 1, iar membru drept este 1 pe radical. Dar îl pun tocmai în dreapta acesteia care o știu. Și spun acum, dacă am țarat semnul de întrebare, înseamnă că PDK plus 1 este dovedit, că lucrează transitivitatea. Dacă asta e mică decât asta. Și asta va fi mai mică, atunci prin transitivitatea asta va fi mai mică decât asta. Și atunci nu am făcut altceva decât să procedez prin... și să pot să dovedesc acest semn de întrebare. L-am luat deoparte. Am lucrat la membru la pătrat, am lucrat aici și în urma capului făcut, mi este clar că 19 K mai mic decât 20 K. Un lucru corect. 19 K mai mic decât 20 K. Și așa spun că PDK plus 1 este sigur adevărat. PDK plus 1 este sigur adevărat. Deci înseamnă că PDK implică PDK plus 1. Și cu asta am pus la punct, nu foarte clar, tehnologia de utilizare a... Am demonstrat prin inducție că predicatul acela este sigur o propoziție universal adevărată, da? Folosim cuantificatorul oricare. Ștergem tabla. Da, pe profund îți găsim mai mare la el. Hai să vedem tabla. Da? Deci ne propunem să găsim la mare la N. Pentru asta să încercăm A la a doua. A la a doua. A la a doua egal A ori A. A la a doua egal cu A ori A și egal cu? Și este egal cu? Matricea. Matricea 1, 1, 2, 0, 1, 1. 0, 0, 1, ori, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Și îi mulțim mai. Sigur că da. Hai, să mulțim, să vedem ce obținem. Egal cu? Egal cu 1, 1. Bună, păi fii atentă. Egal cu matricea. Ce faci? Da. Deci este matricea și acum e locul întâi. Da. 1, 2. 2. 2, 3 și cu 2, 5. 5. 0. 1. Da. Și 2.
aceasta este A mare la A doua. Matricea A mare la A doua, deci arată așa ceva. Deci, observăm că indiciile 2 de aici, forma matricii este de aceeași ca la A la 1, deci diagonala principală 1, sub diagonala principală 0, paralela pare că păstrează pe 2 de aici, dar nu știm deocamdată. Și aici apare un element surpriză. A fost 2, acum 5. Să vedem cum se întâmplă la A la 3. Amar la 3. A la 3 este egal cu matricea 1, 2. Da. 5, 0, 1, 2. 0, 0, 1. 1, 1, 2. Da. 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 3, 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 1. Deci A la A 3-a, din nou ca formă păstrează matricea 1 pe diagonala principală de sub 0 ori, 3, 3 și un termen aici care nu respectă deloc parte legătura. Nu putem să ne dăm seama. Dacă facem și A la A 4-a, și va veni 4-4, atunci îndrăznim să credem că aici se respectă, îi facem, da? Hai să facem și A mare la A 4-a, sus acolo, A la A 4-a, va fi egal cu... Va fi egal cu A la 3-a, ori A, va fi egal cu matricea 1, 3, 3, 9, 9, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 3. 0, 0, 1, 0, 1, matricea, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1, e egală cu 1, 4, da, 1, 2 și cu 3, 5 cu 9, 14. Acela este elementul care ne dă bătaie de cap. 0, da. 1, 4, 0, 0, 1. Într-adevăr, într-adevăr, cum am intuit, a la a doua, a la a treia, a la a patra, pare să fie de forma aceasta. Singurul element pe care nu-l știm este acesta aici. Și dacă observăm, A la a întâia are 2, A la a doua are 5, A la a treia are 9. Așa iau naștere prin care la puteri, ia naștere, nu? Acest șir de valori, e vorba de șirul care X1 care să fie, să zicem, 2, deci 2, apoi 1, 5, apoi 9, 14, și mai departe. Hai să vedem asta că este X1, X2, X3, X4 și cel de pe locul N, XN. Și mai departe. Da? Nu știm, deci XN aici. Pot să spun că am de-a face cu un șir XN. Când vom ridica la puterea N, vom avea în corpul ăla un element al șirului, cel de proporția N, da, XN. Când vom pleca la puterea K, vom avea un element din șir de pe poziția K, pe care o să notăm X indice K. Așa, dar presupunem că tot am mers până la puterea K și să trecem la partea a doua inducție, nu? Partea a doua, demonstrația. Și să scriem exact. Prima parte aici a fost verificarea. Da? Verificarea când am intuit cam cum curg
concurge a la a doua, la a treia verificarea. Și acum etapa a doua. Demonstrația. Demonstrația. La demonstrație vom arăta că PDK implică PDK cursul. Cum ar fi la noi, mai precis, A la K. Ne va sprijini pentru demonstrarea lui A la K cursul. Asta va face, nu? A la K ne va permite să facem pe A la K cursul. Presupunem că am ajuns, presupunem că am ajuns cu verificarea până la ultimul K. Deci presupunem că A mare la K arată astfel. A la K este egal cu 1K. K, X indice K. K. Că nu știm ce să punem acolo. 0, 1K. Da. Și 0, 0, 1. 0, 0, 1. Așa arăta A la K. A mare la K plus 1 ar trebui să arate A mare la K plus 1. A mare la K plus 1 e egal cu 1 K plus 1. Așa. X indice K plus 1. Da. 0, 1 K plus 1. Da. 0, 0, 1. Da. A mare la K plus 1. A mare la K plus 1. A mare la K plus 1. Nu, va fi egal cu A la K, ori A. Sigur că da. Egal cu A la K, ori A. Ori A. Și egal la iparte. Pe A la K am spus că l-am... Aici. Am ajuns să-l scriu, da. Să-l cunoaștem, l-am verificat. A la K egal cu... Și este va fi egal cu 1 K X K. Da. 0 1 K. 0 0 1. Ori matricea A. 1 1 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Exact. E dar de desubt? Da. 1. 2 plus K plus X indice K. Sau invers, zicem, X indice K plus, da, X indice K plus, nu plus 3, plus K plus 2. X indice K plus K plus 2. Așa este corect. Încă o dată. 1 ori 2, 2, K ori 1, K, și vine K plus 2, XK ori 1, XK. Deci vine XK plus K plus 2. Apoi de sub linia a doua și face 0. Da, 0. Linia face 1. X K plus 1. Da. 0, 0, 0, 1. Iată, A la K plus 1 arată așa după cei ce am însemnat înmulțirea. Dar A la K plus 1, după cum am gândit, ar trebui să arate așa. Iată egalitatea dintre cele două, foarte bine scris aici una lângă alta. Egalitatea între cele două, ce reclamă? Când două matrici sunt egale? Când toate elementele de poziții sunt egale. Deci acolo este problema. X indice K plus 1 e dat cu așa ceva. Deci de aici rezultă că X indice K plus 1 X indice K plus 1 va fi, cum este egal? X indice K plus K plus K plus 2. A. Ei, acum, totul este perfect, am îndrăznit să spunem că A la N am știut, l-am cunoaște, numai dacă am știut șirul X, N, da? Cu alt cuvinte, trebuie reprezentantul din pe poziția N. Din pe poziția N. Pentru că noi vrem să găsim A la N. Da. A la N și aici vom spune X indice N. Am doar o recurență. Aceasta care este legătura între termenul de pe poziția K plus 1 și termenul de pe poziția K de la șirul. Asta înseamnă că o recurență liniară, am făcut chestiunea acestea, recurență liniară de ordin 1. De ce liniară? Pentru că termenele sunt la puterea 1. Da? De ce? De asta liniară și de ordin 1 pentru că sunt în relația asta doi termeni consecutivi. La ce distanță unul de la altul? La un singur pas. Deci este recurență lineară de ordinul întâi.
Reprezentat fiind corectă, dacă vrea să mai avea măcar un element aponibil, să știu măcar unul din elemente. Și eu știu pe X1, care este tot X1? 2. Din clipa în care am recurența și vin de ordinul întâi, am un element la pornire, înseamnă că eu cunosc întreg șirul. Deci, iată, să vedeți, trece aici, te rog. Deci, noi avem așa, X indice K plus 1, X indice K plus 1, egal cu X indice K. X indice K plus K plus 2. Și de desubt cu X1, eu spuneam că cunoaștem în tot șirul din clipa de față. Vă țineți minte că un șir este binocunoscut dacă știu fie desfășurarea tuturor, adică toți termenii, fie că știu reprezentantul de pe o anumită poziție, fie că știu recurența, da? Care cum noi avem recurența aici. Vreau să vă convinc că vom ști toți termenii șirului. Uitați, pentru K egal cu 1 de aici, chiar vă te rog, pentru K egal cu 1, recurența spune. Rezultă. X2 egal cu X1 plus 1 plus 2 plus 3 egal mai departe cu X1 știi că e 2. 2 și cu 3? Egal cu 5. Eu uitați-vă cum mai este chiar al doilea termen de șir. 5. Pentru că egal cu 2, ia uitați, pentru că egal cu 2, recurența arată. X3 egal cu X2 plus 3. Nu plus 3. Plus 2 plus 2 plus 4. Cau e 2 acum. Plus 4. Și egal cu X2 care îl știm 5 cu 4, 9. Da. Într-adevăr, al doilea termen este 9. Și ca să te convingem că deși ruca egal cu valoarea 3, trebuie să ne să-l găsim pe X4 X3 plus 9. Nu, K plus 2. 3 plus 2, 5. Plus 5, bine. Și egal cu, acum pe X3 alocăști, 9 și cu 5, 14. Într-adevăr, așa e. Putem să știm și pe celălalt, când ridicăm la puterea la 5 și la 6. Deci toți termenii șirului vor fi cunoscuți datorită recurenței și datorită faptul că am avut elementul la pornire. Ia gândiți-vă, dacă nu aveam pe X1 egal cu 2, îl puteam înlocui, nu aveam ce înlocui. Deci recurența este corectă, dacă îmi dau seama de ce tip este, iar dacă a fost o recurență liniară, de ordinul 1, ea generează, recurența degenerează toți termenii șirului, da? Dacă am și un element la pornire. Dacă a fost recurență de ordin 2, liniară de ordin 2, deci la termen la 2 pași unul de altul, dar ar fi trebuit 2 termeni la pornire. Da, da. Da? Deci 2 termeni la pornire. De data asta, un singur termen a fost suficient. E drept că lucrează așa din aproape, din aproape. Dar dacă noi dorim să-l găsim pe reprezentantul de ordinul M, ar trebui să-l știm pe ăla din față, pe de minus 1. Dacă vrem să-l știm pe de minus 1, te întrebi la minus 2 și așa mai departe. Deci, a găsit din aproape, în aproape pe XM reprezentantul deci poziția M, e o treabă care ne costă foarte mult. Nu știu dacă găsim exact. Și atunci eu vă propun să încercăm ceva, plecând de la recurență, să găsim reprezentantul de pe poziția M. Că nouă ne trebuie din șir reprezentantul de pe poziția M pentru a înlocui în colțul acesta. Când zicem A la M, vom spune 1, M, reprezentantul de pe poziția M și așa mai departe. Deci ne putem descurca. Hai să vedem aici cum procedăm. Să ducem X indice K în stânga, așa avem X indice K plus 1 minus X indice K egal cu K plus 2. Acum, fiind asta adevărată pentru orice K, putem și suma. Deci sumăm recurența, sumăm membru stâng și membru drept. Deci echivalent cu sumă de la K egal cu 1 până la egal cu 1 până la N din X indice K plus 1 minus X indice K în paranteză
suma asta, egal cu sumă din membru drept. Da. Sumă de la K egal cu? 1 la N, N K plus 2. Corect. Ei, asta ar trebui să mergem până la N. Dacă ne ducem până la N minus 1, va fi mai interesant. Hai să ne ducem până la N minus 1. O să vedem de ce. Deci cu sumarea până la N minus 1. Și atunci, să dăm drumul la suma asta, să explicităm, să desfășurăm suma din stânga și din dreapta. Hai să ne luăm membru 1. Să zicem, M1. Membru 1 este sumă de la K egal cu 1 până la N minus 1 din X indice K plus 1 minus X indice K. X indice K. Și la mai departe cum? Să desfășurăm sumă. Adică îi dăm ca valoare 1. Da. Și când care devine 1, ai aici așa, x2 minus x1. Scrie x2 minus x1. Și de sub spune că pentru K egal cu cât a fost asta? Pentru K este egal cu 1. Așa. Pentru K egal cu 1. Plus. Plus. Când K este egal cu 2. Bine. X3. X3 minus. Minus x2. Da. Pentru K este egal cu 2. Plus. X este egal cu 3. X4 minus X3. Pentru K egal cu 3. K este egal cu 3. Plus. X5 minus X4. Așa, X5 minus X4. X4. Pentru K egal cu 4. Pentru K egal cu 4. Plus puncte cum și mai departe. Plus. Acum o să locuim pe K cu N minus 1. Și vine X indice N minus 1 plus 1. Cât face N minus 1 plus 1? N. X indice N. Minus X indice N minus 1. Minus X indice N minus 1. Asta pentru că a fost cât? Limita superioară a sumei. N minus 1. Și să urmărim ce se întâmplă cu termenii acestea. Observăm că x2 cu minus x2 se reduc. X3 cu x-3. Da, cu minus x4, cu minus x4. X5 cu ce ar mai fi trebuit scris. A rămas la început pe ăsta cu minus. Rămâne la plus. Ăsta se aduce cu ce este pe aici. Da. Și egal cu de desubt, hai să spunem, este egal cu x indice n. X indice n minus x1. Asta ar fi membrul 1, da? Membrul 1. Membrul 2. Membrul 2 este sumă de la K egal cu 1 până la N minus 1. Din K plus 2. Egal cu? Cu 3. O secundă. Vrei să dai un calcul? Să desfășori tot așa, da? Da, n-ar fi rău. Dar sumă dintr-o sumă înseamnă sumă din fiecare. Da. Sumă din K și sumă din K cu sumă din 2. Deci egal cu sumă de la K. Sumă de la K până la N minus 1 din K. Plus sumă. Da. De la K egal cu 1 până la N din 2. Sumă din 2. Și egal cu. Aici când începe să dăm ca valori, vine 1 plus 2 plus 3, va fi 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus N minus 1. În paranteză, pot N minus 1, ca să înțelegem e ultimul termen. Plus cât ar veni? 2 plus iarăși 2 plus 2, plus 2. 2. Plus puncte, puncte 2, de câte ori aduna? De N minus 1 ori. De N minus 1 ori aduna. Și egal acum cu? N minus 1. Nu-i chiar N minus 1. Așa că sunt N minus 1 termen. Deci N minus 1 pe lângă? N minus 1 plus 1. Deci N? Pe lângă N. Totul pe lângă. Deci N minus 1 ori N totul pe 2 plus 2
minus 1 plus 2 pe lângă e minus 1. Nu, dar atâtea o destă. Da. 2 e minus 1 ori. Și dau mai departe. Cum poți să scoți pe e minus 1 în factor? Da. Cu 2, nu, e minus 1. E minus 1 pe lângă. N plus 4 ar veni, că l-am pus aceeași nu. N plus 4, totul pe... N plus 4 în paranteză. Da. Totul pe 2. Deci am scos pe N minus 1 și vine N plus 4, totul pe 2. Acesta ar fi membru 2. Membru stângă îl știm și hai să egalăm, că doar am avut membru 1 egal cu membru 2 în relația asta. Da. Membru 1 cât este? Xn minus X1, scrie sus, Xn minus X1. Xn minus X1. Da. Va fi egal cu N minus 1. Da. Minus 1 pe lângă N plus 4. Da. Totul supra... Totul supra 2. Corect. Pe X1 știm, pe este 2. Și hai să ducem pe 2 din coloși. Nimic Xn egal cu 2 plus... N este egal cu 2 plus N minus 1 pe lângă N plus 4. Egal cu de resupt, atunci la același viitor. 4 egal 4 plus N minus 1 exact. În concluzie, în clipa de față am reușit să găsim pe Xn termenul respectiv. Da. Și ăsta este reprezentantul de pe poziția N. Dacă vreți pe reprezentantul de pe poziția K, nu vă rămâne decât să locuiți pe X cu K. Da. Dacă vreți pe reprezentantul de pe poziția K plus 1, locuim pe N cu K plus 1. M-ar interesa dacă Xn ăsta este reprezentantul șirului de aici. Mă interesează dacă el este reprezentant, pentru că vreau să fiu sigur că pot să-l folosesc acolo pe poziția N. Pentru asta am să particularizez. Pentru N egal cu 1, ce devine? Pentru N egal cu 1, rezultă X1, X1 va fi egal cu 4 plus 2, 0, 2, 2. Exact, este bine. Da. Hai să luăm la întâmplare reprezentantul de pe poziția 4, să vedem dacă X4 este bun. Deci pentru N egal cu 4, să încercăm să obținem. Pentru N este egal cu 4. X4 ar fi egal cu? 4 va fi egal cu 4 plus 0. Deci 4. Deci 0. 4 minus 1, 3. 3 ori 8, 24. 24, 28, pe 2, 14. Extraordinar! Deci în 14, cum am găsit și noi. Înseamnă că ăsta este reprezentantul de pe poziția N. Și atunci, A mare la N, matricea A mare la N, trebuie să fie aici, să completăm, A mare la N arată astfel. Cum arată? 1, N. Acum, 4 plus, nu? Că este reprezentat. 4 plus N minus 1 pe lângă N, pe lângă N plus 4. Așa. Totul supra 2. Da, așa, acolo, totul supra 2. Apoi. 0. 1. Da. 0, 0, 1. Aceasta este matricea A mare la N, după care noi am umblat foarte mult, nu? Ne-am dorit să găsim A mare la N. Vă rog să observați că în efortul ăsta pe care l-am depus pentru a găsi A mare la N, am aplicat principiul inducției matematice. Și anume, am dorit să vedem în partea de verificare pe A1, pe A2, la A3, la A4, să descoperim cam cum merg termenii din matrice și am sesizat că ei merg destul de bine, cu excepția elementului A1, 3. Că ăsta este A1, 3, citat pe linia 1, coloana 3. Elementul A1, 3 era greu de intuit, care e forma termenului general. Dacă elementul de pe poziția 1 este 1 tot timpul, dacă ăsta de pe poziția 2 am văzut că respectul la ce putere, da, de elementul A1, 2 la ce putere ridicăm de și noi, totul era
aproape bine, nu tu ușor de intuit, cu excepția situației elementului A1-3. În demonstrație am lăsat aici să se înțeleagă că prin ridicare la diverse puteri apare un șir de elemente X1, X2, X3, XM și atunci am venit să notăm pe poziția respectivă cu X indice N, elementul necunoscut. La puterea K, X indice K. La puterea K plus 1, X indice K plus 1. Și în demonstrație a apărut o legătură, deci o legătură între XK plus 1 și XK, o recurență lineară. Deci în timpul demonstrației PDK implică PDK plus 1, aceasta ne-a condus spre o recurență lineară. Recurență lineară de ordine 1, după care am luat-o deoparte această recurență lineară de ordine 1. Și am spus, mi-am reamintit, că un șir este bine dat, este bine determinat, dacă fie cunosc toți termenii șirului în succesiunea lor, fie cunosc reprezentantul șirului de pe poziția N, fie cunosc o recurență, cum a fost la noi, recurența lineară de ordine 1. Și v-am dovedit că recurența aceasta, câtă vreme am și un element la pornire, ea fiind de ordine 1, îmi generează recurența aceasta toți termenii șirului. Deci, face ca șirul să fie cunoscut. Însă, pe mine m-a interesat să găsesc reprezentantul de pe poziția N, pentru că eu doream asta, câtă vreme nu am avut de făcut anare la N, deci îmi trebuia elementul șirului respectiv de pe poziția N, reprezentantul de acolo, ca să-l pot înlocui. Și atunci, a fost ideea să duce pe XK în stânga, a apărut un membru stâng o diferență de doi termeni consecutivi. Asta este extraordinar de interesant, pentru că membru stâng sumat egal membru drept sumat. Membru stâng este ușor de văzut să reduc termenii 2 câte 2 și rămâne XN minus X1, iar membru drept, iarăși calculabil, e sumă de K plus 2, da, sumă de fiecare, suma prima este calculabilă, a doua e calculabilă și în final mi-am permis să spun că XN poate să fie, nu, l-am și găsit. XN este de tipul 4 plus, așa ceva. Și abia acum mă duc acolo și locuiesc pe XN în matrice. Iată un moment important când inducția ne este de mare folos. Iată, am apelat la principiul inducției matematice pentru a găsi amar la N. Aceasta este una din metodele de care ne folosim, nu? Pentru a găsi amar la N. Inducția, nici nu știți când poate să fie, să ne fie de folos, adică trebuie, vreau să vă spun că trebuie să stăpânim foarte bine procedeul, foarte bine, pentru a face uz în diversele situații care se impun. Și cum voi sunteți în clasa 11, haideți să vă amintesc încă ceva destul de interesant. Am să vă propun să găsim limita șirului următor. Se dă șirul la N, deci fie șirul la N, dat în felul următor. A indice N plus 1 egal cu radical din 2 plus AN. Deci AN plus 1 este egal cu radical din 2 plus AN. Este o recurență aceasta, da? Este o recurență și nu este dat prin reprezentantul de pe poziția AN, ci prin o recurență neliniară. Da. Dacă zic la a doua să dispară radicalul din AN plus 1, l-am lătrat egal cu 2 AN. Deci recurență neliniară, chiar acum e egal cu 2, să spun. Ia să vedem cum reușim să vedem dacă generează toți termenii șirului. Te rog să încerci să vezi cum ar arăta termenii șirului acesta. A cu 1 înseamnă cu 2. Așa. Al doilea, pentru a vedea pe al doilea, e dar undeva la care? Undeva la 2. Undeva la 2. Undeva la 1, în recurență. Da. Și zici, pentru nu e egal cu 1,
da... Multă a doi. A doi, da, cu? Radical minus 2 plus a 1 plus 2. Așa. Plus 2 și egal cu 2. Așa. Al treilea. Pentru n egal cu 3. M egal cu 3. 2, da. Scuze, plus 2. Da, al doilea. Al treilea. Așa. Al patrulea, iată, îl urmărești. Da. Rezultă a 4, sunt egal cu 2, plus 2. Așa. Ce observăm? Ce observăm de data asta? Prin șirul ăsta pe care l-am indicat? Toți termenii sunt egal și egal tot timpul cu 2. Deci pare a fi un șir constant. Da? Dacă îl înlocuiesc el cu 4, iarăși înlocuim și vine radical și face iarăși 2. Deci ideea ar fi că șirul la N, șirul la N este un șir constant. Ia să spunem, da? Șirul la N. AN egal 2, oricare ar fi el natural. Oricare ar fi el. Deci el ar fi așa. 2, 2, 2, și mai departe. 2. Puncte, puncte. Deci este șir constant. Deci ne-am dat seama așa că, în felul în care am indicat, șirul este un șir constant. Ia să încercăm alte exprimare. În afară de aceasta, să vedem, să ridic așa șirul la N. Deci șirul la N plus 1 egal cu radical din A0 plus AN. A0 plus AN. Nu. O secundă. Să modific aici. Șirul la N plus 1 egal cu radical din A0. A0 este dat plus AN. Deci nu mai spun A1. A0 sau dacă vrei A1. A1. Cu A1 cunoscut. A1 fiind un număr. Nu mai îl indic de data asta. Nu mai indic că ar fi 2. Da? Cu A1. A1 fiind un număr cunoscut. Nu spun că este 2, poți să fie 1, poți să fie 1 pe 2, poți să fie un alt număr, în afară de 2. Să vedem cum arată șirul. Al doilea. Radical din A1 plus A1 plus A2. Plus A2. Deci, în loc de... Haideți să spunem că de unde ar trebui să încep aici. A1 plus A1, da? Așa, A1 plus A1 și face egal mai departe cu radical din 2 la 1. Așa aici. Al doilea, al treilea, cu cine ar fi? Al treilea, egal plus A1 plus A1. Plus, nu, plus 2 a 1. Păi, nu, recurența ne-a făcut pe noi egal cu cine acum? Nu e egal cu 2. Și vine A1 plus A2. Și egal mai departe, cu radical din A1 plus... Așa, radical din 2 a 1. Așa arată, nu, în clipa de față, șirul. A1 plus radical din 2 a 1. Pentru N egal cu 3. A4. Egal cu radical din A1 plus A3.
Dacă aprirai mai de în sus, deci era cu radical din A1. Nu. Plus tot așa, plus radical din. Plus radical din A1. Plus. 2A1. 2A1. Deci observăm că sunt cunoscuți toți termenii șirului, dar nu cred că mai avem de-a face cu un șir constant. Deci data asta nu mai avem de-a face cu un șir constant. Deci A1 este cel cunoscut, da? Al doilea ar veni radical din 2A1. Al treilea ar fi, iată, radical din A1 plus radical din 2A1. Al patrulea ar fi așa ceva. Deci nu am un șir constant 2, 2, 2, 2. Îmi pun problema să studiez monotonia și mărginirea acestui șir. Deci să încercăm să studiem monotonia și mărginirea șirului. Monotonia și mărginirea acestui șir. Cum vom încerca să facem? Deci monotonia și mărginirea acestui șir. Cum vi se pare șirul ăsta? Este crescător sau descrescător? Crescător. Da, adică, mai precis, cum vi se pare a fi al doilea față de al treilea? Mai mare. Ia să spunem. Tu spui așa, al doilea pare a fi. Al doilea este mai mic. Mai mic decât al treilea. Echivalent cu? Radical. Din 2A1 mai mic decât? Decât radical din A1 A1 plus radical din 2A1. Dacă este adevărat, acest lucru e echivalent, poți să zici am mers la pătrat. Da, am mers la pătrat. 2A1 mai mic decât? Mai mic decât A1 plus radical din 2A1. Echivalent? Duce un A1 în stânga și vine ca A1. A1 mai mic decât radical din 2A1. Echivalent, poți să ridici la pătrat ambii membri. Cu A1 pătrat mai mic decât 2A1. Echivalent, mai departe, echivalent cu... Poți să duci în stânga A1 pătrat. A1 pătrat din 2A1 mai mic. 4 0. Adică scos pe A1 un factor. A1 pe lângă A1 minus 2 mai mic A1. Ai dreptate. Ar fi așa, cum ai spus tu, dacă A1 e pozitiv, că este un șir cu termen pozitiv, din radicalul de limba. Dacă A1 e mai mic decât 2. Da. Da? Dacă A1 e mai mic decât 2, este bine cum ai intuit tu. Noi am condus legătura asta între A1 față de 2. Deci putem să spunem așa. Dacă... Lasă mare curența. Dacă A1... Cazul întâi. Cazul 1. Dacă A1 e mai mic decât 2, atunci să dovedim că șirul AN este cum? Să rezulte că șirul AN este... Nu. Vine de crescător. Tot crește, da? Deși la N crescător. Să dovedim chestia asta. Deocamdată, noi avem că al doi mai mic decât al trei. Da? Al doi mai mic decât al trei. Scriem aici. Al doi mai mic decât al trei. Că lucrul ai verificat. Adunăm în ambii membrii un al unu. Și vine A1 plus A2. A2 mai mic decât A1 plus A3. Extragem radical de ordinul 2 din ambii membri și rezultă? Rezultă radical din A1 plus A2 mai mic decât radical din A1 plus A3. Dar cine este radical din A1 plus A2? Radical din A1 plus A2 este A3. Că dacă e A2, ce e A3? Da. Deci de aici echivalent, cu a spune că A3 mai mic, mai mic decât A4.
Asta este a patru de altă intervenție. Mai mic decât a patru. Adunăm în ambii membri iarăși un A1. A1 plus A4. Deci avem de A4. Așa, deci de acolo vedută că A4 mai mic decât A5. A4 mai mic decât A5. Da, presupunem că tot mers așa. Presupunem că ai ajuns la situația A, A mai mic decât A plus 1. Deci presupunem că mergând din aproape în aproape, am ajuns la A, A. A mai mic decât A, A plus 1. Adunăm la A. Așa. Și vom avea A plus A, mai mic decât A 1 plus A, A plus 1. Și aici vom avea pe A, A minus 1. Am zis că vom avea A, A plus 1. Dar este aici radical. Da. Deci rezultă că și radical din ele, așa. Deci avem că A indice K plus 1 mai mic decât A K plus 2. Ei, aș dori un pic să sesizați. Faci un pic de efort, sesizați că de fapt acum voi ați aplicat principiul inducției. Da, verificarea a fost până pe aici, undeva, a 2 cu a 3, a 3 cu a 4. Demonstrația presupune. Aceasta este PDK, în egalitatea PDK, dar PDK plus 1 este așa. Și practic, demonstrația, de aici începe, da? Demonstrația. Când zicem, presupunem că a K mai mic decât a K plus 1 și am arătat că a K plus 1 mai mic decât a K plus 2. Deci am arătat că PDK, de statul vinit PDK implică PDK plus 1. Asta înseamnă că șirul la N este crescător. Deci îți permit să spui acum că A, N, șir crescător. Iată că în cazul în care primele A1, primele N la provine mai mic decât 2, avem de-a face cu șir de termen crescător. Ce vreau să vă spun foarte precis, vreau să insist pe chestia asta. Dacă aș figura, să spunem, mulțimea numerelor reale, taxa reală, aici este 0, 1, 2, câtă vreme elementul A1 se află aici, A1 se află în stânga lui 2, uite așa este, A1 mai mic decât 2, atunci toate elementele șirului, sau șirul în totalitate, este crescător. Pleacă de la A1 și se tot duce, nu știu unde s-o trebuie. Dar sigur este un șir crescător. Încă dacă A1 este situat în stânga, va fi crescător. E de așteptat dacă A1 va fi ca celălalt. Când A1 va fi în dreapta, ce se facă șirul? Să fie descrescător. Da? Descrescător. Interesantă chestia. Deci observați că avem o discuție. Hai să vedem și cazul acesta. Aș dori să vedem și cazul când A1. Cazul 2. Cazul 2, da. Cazul 2. Când A1 mai mare decât 2. Deci spune, dacă A1 mai mare decât 2. Atunci să încercăm să dovedim că șirul ar fi crescător. Dacă A1 mai mare decât 2, iată ce faci. Înmulțești din ambii membri cu A1. Și vine 1 pătrat mai mare decât 2A1. Exact. A1 pătrat mai mare decât 2A1. Atunci static radical din ambii membri și rezultă A1 mai mare decât radical din 2A1. Aduni un A1 și în stânga și în dreapta. Plus A1 plus 2A1 mare decât A1 plus? A1 plus radical din A1. Iar dacă am adunat, suntem aici. Extragem radical din ambii membri. Radical din? Radical din 2A1 mai mare decât radical din A1 plus
Și asta înseamnă că A2, ăsta este A2, A2 e mai mare decât A3. Deci în clipa de față avem că A2 e mai mare decât A3. Poate dacă aflăm un an de membri, știm tehnica, adunăm câte un A1 și rămân, apare. A1 plus A2. A2 mai mare decât A1 plus A3. A3 plus A3, fratele radical. Da. Și avem radical plus A1 plus A2 mai mare decât radical plus A1 plus A3. Asta îmi spune... A2 mai mare? Asta înseamnă că A3. Că ce este A3, mai mare decât A4. Și ales să adună în ambii membri. A4 mai mare decât A5. Deci rezultă A4 mai mare decât A5. Puncte, puncte, să presupunem că el tot mers așa, da? Presupunem că... De fapt, demonstrația. Presupunem că A mai mare decât A plus 1. A plus 1. Adunăm un ambii membri. Un A1 și A1 plus A mai mare decât A1 plus A plus 1. Extragem de radical, deci rezultă tot aici, ca să... Rezultă radical din A1 plus A mai mare decât radical din A1 plus A plus 1. Adică? Adică A plus 1 mai mare decât A plus 2. Deci șirul în condițiile astea, cum este șirul? Este descrescător. Adică am arătat și că BDK implică BDK plus 1, deci demonstrația. Asta înseamnă că șirul la N este descrescător. Deci cât privește monotonia, putem purta următoarele discuții. Ce discuții putem da la legătură cu monotonia? Spune-mi așa. Cazul întâi. Dacă A1 mai mic decât A2, decât N, dacă A1 mai mic decât 2, fac așa a fost, nu? Da, rezultă și la N. Rezultă A1 crescător. Exact. Crescător. Caz 2. Da. Dacă A1 mai mare decât 2, rezultă A1 egal de crescător. Așa, A1 este descrescător. Dacă e egal cu 2, e și constant. Da. Chiar spune așa, și dacă A, dacă, cazul 3, dacă A1 e egal cu 2, rezultă A1 și constant. Nici nu crește, nici descrește. Tot timpul e 2, 2, 2, 2. N-am văzut așa chestie. Da, da, da. Da. A1 egal și constant, A1 egal cu 2. Când privește monotonia, deci am socotit sau am gândit și am dat răspuns foarte clar în legătură cu șirul aien, el este crescător. Câte vreme primul element al șirului se intrează în stânga, este descrescător dacă se intrează în dreapta. Deci, insist și vă spun împărat, aici este 0, 1, 2. Dacă A1 se situează undeva în stânga, pe aici cineva este A1, în stânga lui 2. Apoi toți termenii sunt crescători. Interesant dacă depășesc pe 2. Urma acum să vedem mărginirea. Deci rămâne să vedem dacă depășesc pe 2. Dacă nu depășesc pe 2, înseamnă că probabil 2 este chiar limita șirului. Anticipez. Deci rămâne problema mărginirii, să o stabilim. Să o stabiliți voi. Să constatați dacă șirul e mărginit. Interiorul e mărginit de cine aici? De A1 și nu știu dacă de 2. Deci la șir crescător,
pentru mărginile, pot să spun așa, că toți demnele sunt cuprinși între altul și nu știu foarte bine dacă e vorba de doi. Nu știu foarte bine dacă e vorba de doi. Rămâne să dovediți că toți demnele sunt mai mici decât doi. Iar pentru descrisător am situația următoare. Majorantul în dreapta este cine? A1. Că el pleacă de unde acum și vine de la A1 și vine înapoi. Și nu știu dacă nu cumva că A2 este minorant. Și dacă așa va fi, după ce voi stabiliți chestia asta, dacă va fi adevărat, atunci treceți în recurență la limită și veți vedea care este limita. Și eu bănuiesc că limita va fi 2. Că prea interesant. Când am egal cu 2 circunstant, circunstant dar limita cât? 2. Iar atunci când A1 se situează în stânga și el crește, se duce cred la 2 și stau descrește, se duce la 2. Deci iată un șir dat prin o recurență, iar cât privește studiul monotoniei și mărginirii, o să vedeți tot prin inducție se face. Monotonia am văzut că prin inducție și mai mult acolo și o discuție în raport cu poziția lui A1 față de cine? Față de 2. Iar la mărginire veți vedea că tot prin inducție. Deci câte vreme la 1 mai mic decât 2, vede că la 2 mai mic decât 2, la 3 mai mic decât 2. Și astfel, toți termenii șirului prin inducție dovediți că sunt mai mici decât 2. Și atunci șirul monoton și mărginit este și fel de șir convergent. Da? Orice șir monoton și mărginit este convergent. Unul din criteriile convergență. Am zis care era criteriul, era vorba criteriul cu epsilon, criteriul mărginirii, criteriul creșterului, am vorbit, da? Și criteriul care acum, criteriul monoton și mărginit, orice șir monoton și mărginit este convenient. Cel mai des folosit este acest criteriu monoton și mărginit. Deci dacă șirul a fost, nu am știut care este ca formă, nici nu mi-am propus să găsesc forma de un general de aici. Fiindcă deja am un șir dat acolo printr-o recurență neliniară. Deci găsirea reprezentantului pe poziția e o problemă dificilă. Aici mi-am propus doar atât. Acel șir a cărui termen sunt legați prin relația aceasta sau sunt generați de recurența respectivă, am dorit să văd ce se întâmplă cu el. Este el șir convergent? Și pentru asta am apelat la monotonie și mărginire. Iar monotonia și mărginirea va fi, monotonia am și studiat-o prin metoda inducției, nu am apelat la inducții, și mărginirea tot la fel se va face. Deci acesta a fost lucru foarte interesant pe care l-am urmărit. Aplicarea inducției matematice, iată și la șiruri, și la matrice a IN. Deci inducția trebuie stăpânită foarte, foarte bine ca procedere. 2 pe 3. Vă rog să ne plecați un pic să-mi spuneți ce credeți voi că trebuie făcut. Am limita unei fracții, polinom sus, polinom jos, și este x-ul din la infinit. Ca să dea valoare finită, cât ar trebui să fie gradul de sus? Ca să dea valoare finită. Tot x pătrat. Că dacă tot x pătrat, x pătrat ar face factor forțat, să duci x pătrat în x pătrat. Da. Dar dacă este și x la 3, rămâne x-ul sus și atunci nu mai este corect. Că la infinit trebuie să scoate un factor forțat. Deci, în concluzie, nu am voie să... Nu, pentru a obține valoare finită, gradele trebuie să fie egale. Și atunci obligăm ca să dispare x la 3. Și când dispare x la 3? Când coeficientul 12 minus 6b egal cu 0. Deci egalăm cu 0. Deci acolo rezultă să scrii 12 minus 6b egal cu 0. Din care rezultă că B este 2. Bine. Și acum, dacă B este 0, deci, practic, ce limită ți-a rămas? Scrie, te rog, egal cu limită pentru X din de la... Din. Asta nu mai scrii. B-ul cât este 2? Da. La pătrat 4. Minus 4X la R. Plus X pe lângă. 4. Minus 6C. Minus 4C, închide paranteza, plus 3 minus C pătrat. 3 minus C pătrat, n-ai ce face. Totul supra 6X pătrat.
Și asta o putem calcula. Spatem x pătrat factor forța. De calcul. Limită pentru x tinde la infinit din x pătrat pe lângă. Plus 4 plus linii de fracție. 4 minus 10c. 10c. Da. Da, așa este, nu? 10c supra x. Pentru că ai scos x pătrat, asta are un singur x. Plus linii de fracții. 3 minus c pătrat supra x pătrat. Supra 6x pătrat. X pătrat, x pătrat se duc. Asta se duce la 0, asta se duce la 0, la infinit, da. Minus 2 pe 3. Am încheiat, am scăpat un C. Trebuia să mai vin cu X pătrat și un C pe undeva. Din păcate. Ia uitați aici, era 2ACX pătrat. Mi-a zis de două ori prima parte, nu știu, a doua. Deci aici l-am spus de două ori ACX pătrat. Și nu l-am, l-am pierdut. Și fiindcă nu l-am aici, trebuia să fie minus 4 plus C ceva. Și atunci, limita a fost minus 4 plus C ăla, da? Minus 4 plus C, care e supra 6 și minus egalat cu minus 2 pe 3. Și de acolo se vedea cu C. Deci ce păcat că am scăpat de, de puțin. Deci aici, aici, aici este buba. La x pătrat trebuia să mai fi fost plus 2C, zic și eu. De două ori AC. 2AC. Și au 3, 6C. Plus 6C. Dacă eram cu chestia asta, atunci vedeam 2 plus 6C cât, sau minus 4 plus 6C, ar fost aici, da, minus 4 plus 6C, spuneam minus 4 plus 6C supra 6, egal cu, cu cât îmi dau 2? 2 pe 3. Și de aici îl scoteam pe, pe, pe C. Dar, bineînțeles, dacă am dreptate, dar trebuie de văzut calcul. Aici am venit cu 2 și vine minus 4 plus 6C egal cu 4, dar cu semnul de întrebare vă rog să-l puneți. Da. Că nu știu sigur dacă nu am greșit. 6C egal cu 4 plus 4, 6C egal cu 8, 6 egal cu 8 pe 6. C egal cu 4 pe 3. Superb exercițiu, nu? Foarte interesant. Totul a mers nemaipomenit, pentru că ne-am plasat în infinitul 0, după aceea am mers așa cum ați văzut. Da, ne oprim aici.